Bună, dragul, cât timp joci poker? Să rămână de 10 ani. Am început când eram la facultate, student. Și de atunci am jucat în mod constant. Bine, nu mai pun cu 5 cards, că ăla jucam când eram copil. Dar Texas Hold'em No Limit de vreo 11 ani. Așa. Spune-mi un turneu la care tu ai participat mai mare. Am participat anul trecut în Las Vegas cu o intrare de $2,500. Din păcate am rezistat la masă cam 4 ore jumate. M-am descurcat mai bine la cash. Cât de bine. Nu spune că sunt impozitat. Nu contează, da. Și ce preferi să joci, turneele online sau live? Prefer live, dar în contextul pandemiei este, am jucat în ultima vreme mai mult online, sit and go-uri și tot ce am prins online, gen, pe 888. Dacă ar fi să-mi dai o definiție a pokerului, care ar fi aia? În primul rând, matematică, intuiție, experiență și intuiția aia de, la, în momentul de, în care ești atunci. Care sunt așteptările tale, așa în privința băieților cu care vei juca? Consider că ai un punct slab în fața lor? Nu, nu cred. Și cel mai mare avantaj pe care crezi că l-ai? Experiența și să n-am trac atunci pe moment, adică să joc dezinvolt cum joc de obicei. Pe atunci, sper să vorbim la sfârșit. Mersi. Mulțumesc, Săruna.